Cea mai de preț comoară religioasă este mănăstirea Sfântului Arhanghel Mihail, mănăstire ce este cocoțată deasupra Mării Egee. Peisajul te va lăsa, dacă ajungi aici, fără cuvinte. Ia uite ce priveliște superbă! În zare nu lipsește nici leandrul, o floare emblemă, de altfel, a Greciei. Marea Egee cu ale sale culori ireal de frumoase. La intrarea în mănăstire vei primi ținută corespunzătoare dacă nu respecti codul vestimentar. Mai exact, umerii să fie acoperiți, iar fustița să fie peste genunchi. Chiar dacă bluzița mea îmi acoperă cât de cât umerii, măicuțele nu au fost tare încântate de această mânecuță și tocmai de aceea am primit acest șal pentru a-mi acoperi brațele, dar și fustiță, deoarece rochița mea este până la genunchi și măicuțele de aici vor o fustă cât mai lungă, să acopere, dacă se poate, tot piciorul. Și chiar dacă doamnele poartă pantalon, fusta este în continuare necesară, deoarece fusta este un accesoriu pentru doamne, în timp ce pantalonul este un accesoriu pentru domn. Iar dacă domnii au pantalonul prea scurt, vor primi și dânsii tot pantaloni și dânsii vor primi și cămăși, în cazul în care vor avea doar maieu. Așadar, vino pregătit de acasă cu ținută corespunzătoare. Să știi că aici este foarte frumos, este plin de flori și turiști, bineînțeles. Insula câștigă extraordinar de bine în această perioadă, în perioada pandemiei, din turism, dar și din măsline. Așadar, inclusiv la Pangaar vei descoperi ulei de măsline, nu de alta, dar sunt foarte mulți măslini în insulă, mai bine de 1 milion de măslini. Dincolo de frumusețea arhitecturală și de priveliștea fermecătoare deasupra mării, mănăstirea este unică datorită hramului pe care îl poartă, aceea a Sfântului Arhanghel Mihail, deși peste tot în lume acest hram presupune întotdeauna și ocrotirea Arhanghelului Gabriel. Explicația este una foarte simplă. Încă de la începuturile sale, mănăstirea s-a bucurat de intervențiile Sfântului Arhanghel Mihail, care a apărut călugărilor de aici în vis de mai multe ori. În spatele meu se află un mic muzeu cu obiecte militare, foarte multe săbii, unele originale, altele sunt replici și ofrande aduse de către credincioși Sfântului. Bisericuța este foarte mică, uite aici este bisericuța, aici se află icoana Sfântului Mihail, dar și un vârf din cuiul în care a fost răstignit Iisus Hristos. Cuiul acesta este încastrat în chihlimbar. E foarte frumoasă bisericuța, chiar dacă este așa micuță. Iar dacă vrei să vizitezi muzeul, trebuie să vii la bisericuță și să vorbești cu măicuța de aici pentru a-l deschide. Altfel, muzeul îl vei găsi închis. Să știi că măicuțele de aici sunt foarte ospitaliere și te vor servi cu rahat grecesc, ce se numește lucumi, un rahat foarte gustos de trandafir. Aici vei găsi un mic paradis plin de flori, trandafiri, garofițe, bungavilia, niște flori superbe, plin de verdeață, plin de flori, o oază de liniște și de relaxare într-o insulă extrem de turistică.